Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Alina Pușcaș cu perfuzia la mână Ce le-a mărturisit fanilor? Alina Pușcaș se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare a TV din țară și este activă în mediul online, unde comunică cu fanii și le împărtășește momentele importante. De această dată, lucrurile stau diferit, căci vedeta și-a îngrijorat urmăritorii de pe Instagram. Alina Pușcaș s-a fotografiat cu perfuzia la mână. Fie că este vorba de un moment fericit sau din contră, Alina Pușcaș nu ezită să le spună fanilor situațiile prin care trece. Într-o postare distribuită pe Instagram, se poate vedea că prezentatoarea TV este cu perfuzia la mână. La această imagine, vedeta a atașat și un text din care lasă să se înțeleagă că trece prin aceste momente, după ce a avut o perioadă în care s-a simțit bine. De la bal la spital. Mi s-a întâmplat și mie, a scris Alina Pușcaș pe Instastory. Alina Pușca și soțul ei au aniversat de curând 8 ani de relație. Pe data de 22 noiembrie, prezentatoarea Te Cunosc de Undeva a sărbătorit 8 ani de când și-a găsit fericirea în brațele mediului Mihai Stoenescu. Prezentatoarea TV și soțul ei trăiesc o dragoste ca povești, iar vedeta nu a ezitat să-și împărtășească bucuria în mediul online. Nu doar soțul este cel care îi face zilele mai frumoase Alinei Pușcas, ci și cei trei copii. În ciuda programului aglomerat, prezentatoarea TV-ește dedică timpul micuților, cu care petrece cât de mult timp poate.